Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! După prima sesiune parlamentară, putem face următoarea observație. Avem cel mai numeros parlament din istoria țării, dar este cel mai neproductiv din punct de vedere al legilor aprobate. În schimb, s-a remarcat printr-o diplomație exagerată. Discutăm acum despre activitatea parlamentară și despre imaginea Parlamentului ca vector al imaginii țării în Europa. Discutăm acum așadar cu domnul profesor Anton Car Raja Director al Institutului de Relații Internaționale și Cooperare Economică. Bine ați venit, domnule profesor! Sărut, mâine le mulțumesc pentru invitație și mulțumesc telespectatorilor dumneavoastră! Înainte de a trece la discuția pe care sunteți dumneavoastră familiar pe partea de diplomație parlamentară, cum ați putea cataloga sau descrie activitatea parlamentară în prima sesiune? Avem o activitate parlamentară care, deși așa cum a spus pe bază corectă, nu a fost foarte productivă în domeniul inițiativelor legislative duse la capăt. De data aceasta, însă, Parlamentul s-a evidențiat printr-o activitate parlamentară și diplomatică coerentă și printr-un mesaj extrem de important pe care l-a adus în ceea ce privește construirea unei imagini internaționale corecte a României. Cu alte cuvinte, dacă în plan, în plan intern, fără îndoială, Parlamentul are anumite lacune, nu pot decât să salut pentru că acesta este domeniul pe care eu mă acces, domeniul relațiilor internaționale, prezența pozitivă a unui Parlament al României pentru prima oară în diplomația noastră. În ultimii patru ani, Parlamentul trecut, care și-a încheiat mandatul 1912, în 2012, nu a fost extrem de activ în planul politicii internaționale. Ba chiar foarte multă lume a observat că comisiile de politică externă ale Parlamentului nu s-au evidențiat prea mult prin activitate, relația cu domeniul corpului diplomatic, cu ambasadorii acreditați la București a fost slabă, și implicit și relația și participarea parlamentarilor români la marile decizii care se iau nu doar pe continentul european, dar și în marea politică internațională. Rămânând de, de data aceasta, o secundă doar, de data aceasta, după 2012, constatăm o îmbunătățire extrem de remarcabilă a activității Parlamentului. Parlamentarii noștri sunt prezenți în toate marile dezbatere europene, sunt prezenți în dezbatele internaționale, există parlamentari care intenționează și se apropie de corpul diplomatic, intenționează și participă la toate activitățile corpului diplomatic, asigurând o bună. Una relație și un vector de imagine foarte convingător. Pentru că doar atât vreau să mai spun. Parlamentul reprezintă spre deosebire de orice alte instituții care nu sunt alese, precum Ministerul Afacerilor Externe, care reprezintă o formă a executivului, o ramură a executivului, dar care are o mare problematică în domeniul relațiilor internaționale. Ne fiind alese, nu pot să pretindă că vorbesc în numele poporului. În timp ce Parlamentul, care este, să spunem așa, veriga directă între alegători și politica externă, are prin comisiile lui de politică externă, prin comisiile lui de economie, prin comisiile de siguranță și apărare și ordine națională are posibilitatea de a reprezenta exact vocea poporului în domeniul relațiilor internaționale. Și asta este un punct extrem de important care trebuie subliniat. Ați făcut și o evaluare a activității din prima sesiune parlamentară, rămânând puțin totuși în sfera internă, înainte să discutăm cum s-a remarcat Parlamentul în afara granițelor țării. Intern, așadar, cum se vede? Este o activitate sub așteptări tot la partea diplomatică, pentru că există și o diplomație internă. Am văzut modul cum se discută, modul cum se uh, propun legile, cum se semnează o lege. Fără îndoială aveți dreptate. Există ceea ce noi numim imagine internă a Parlamentului și necesitatea Parlamentului ca printr-un discurs coerent, bine stabilit, să știe să comunice cu proprii săi alegători, cu oamenii din interiorul țării. Aici, fără îndoială că Parlamentul actual are o serie întreagă de lacune. Dialogul în teritoriu, n-ai rost să vă mai povestesc, îl știți neastră, nu a, și nici nu a fost de altfel centrul raportului nostru. Dialogul în teritoriu, am observat din studiile altor instituții, a lipsit coeziunea, a lipsit dorința, au existat anumite semnale care care chiar au fost vizibile. Probabil le-ați văzut când un anume domn parlamentar a luat ciocanul și a izbit în zidul Palatului Parlamentului, declarând că eliberează Palatul Parlamentului și astfel de imagini care nu fac, nu creează o impresie bună. Sau o altă declarație, apropo că acum este vestita problemă cu legislația în domeniul câinilor maidanezi, care a spus că un copil, o declarație absolut abominabilă a unui deputat, care a spus că viața unui copil nu valorează cât viața câinilor. Absolut, sper că va fi discutat. De aceea este cam greu de crezut că imaginea externă a Parlamentului paradoxal, este alta față de ce paradoxal, vedem noi. Paradoxal, în interior. am avut, slavă Domnului, în această. Aici mărturisesc cu, cu obidă, pentru că, așa cum a spus celelalte parlamente, nu s-au implicat în domeniul relațiilor internaționale. Uh, paradoxal, am avut o serie de nume și o serie de senatori și deputați care și-au concentrat energia, au înțeles importanța unei imagini externe pozitive a României. Pentru că trebuie să mărturisim, oricât de multe facem noi înăuntru țării, dacă nu avem și o imagine internațională bună, dacă nu avem o imagine solidă, bine construită, dacă nu ne prezentăm oportunitățile investiționale, dacă nu ne prezentăm oportunitățile turistice, oportunitățile de țară, nu vine nimeni să ne descopere. Și dacă ne concentrăm doar pe ceea ce înseamnă, și absolut a spus foarte corect, lacunele dialogului intern, asta se va repercuta în exterior. Și atunci este foarte bine că încercăm să compensăm printr-o activitate internațională, pentru că România are nevoie de o imagine externă bine prezentată, solid construită și pe o lungă perioadă. Și de data aceasta trebuie să iau apărarea Parlamentului. Uh, știu că există tentația să spui Parlamentul nu face. Uh, și e chiar un proverb britanic care spune așa: poți să umbli pe multe locuri, dar n-ai să vezi niciodată statui de comitete sau de parlamente. Adică eroul e unul singur. Și noi ne-am obișnuit că eroul e individul care se ridică în numele poporului. Parlamentul, fiind o masă de 300-400 de oameni, uh, pare un pic mai diluat. Și dar atunci, de data în evaluarea aceasta a dumneavoastră, de ce ați ținut cont de a ieșit că Parlamentul. Are o exact, pentru noi ne interesat, exact, noi ne interesat, pentru noi ne interesat relația internațională Și de data aceasta, pentru prima dată am avut niște comisii de politică externă, extraordinare care au funcționat bine, au avut relații, comisii economice, care au încercat să atragă investitori. Au avut dialog cu toate delegațiile care au venit aici. Am avut delegații din Kazakhstan, am avut delegații din Arabia Saudită, am avut delegații irachieni, O serie întreagă de delegații cu un enorm potențial investițional, cu un enorm potențial de conexiune cu țara noastră, care toate au fost pentru prima dată primite la capitolul par ori existența unui dialog parlamentar, faptul că ți se dă girul că însă și aleșii poporului îți spun da, poți să investești. Destinația, țara noastră este o destinație unde asigurăm protecția investitorului, unde încercăm să obținem oportunități pentru țara noastră. Ei bine, acest lucru contează enorm în poziționarea noastră și turistică, și investițională, și economică, și politică, și ce doriți noastră. Soliditatea acestui mesaj pe care îl dă Parlamentul prin prezența lui este inestimabilă. Nu pot să spun cât de mult înseamnă pentru un interlocutor internațional să știe că reprezentanții legal, legitim al poporului, parlamentarul, este acela care îl încurajează, fie să investească, fie să facă o relație politică cu România, fie să facă o relație diplomatică. Nu pot să, să pun accentul suficient de mult pe importanța pe care acest mesaj al unei diplomații parlamentare puternice a putut să-l dea în această perioadă a anilor 2012-2013, în această primă sesiune a Parlamentului României. Cât de importantă este această imagine dacă vorbim, a spus mai devreme, că nu vorbim despre Parlament ca un tot ca un întreg, ci sunt anumite persoane care au putut nu, sau au, nu. au contribuit exact. la această imagine. -de la ce fel de, -de -am persoane un citat vă un referiți proverb. și -am la ce fel de Dădeam un citat, un proverb care spune că nu se construiesc statuii de, de parlamente, ci se construiesc statui de eroi. La noi. Exact. Fără îndoială există câteva nume pozitive. Și aici mă îndresc foarte mult și țin să subliniez foarte clar pentru că uh, aveți chiar un parlamentar extraordinar, uh, parlamentar Ionela Grigoroai care este senator de Iași și care absolut a a avut și a reieșit și în, în statistica noastră, în cercetarea noastră, a avut cea mai consistentă activitate de politică externă în această sesiune anilor 2012-2013. Este prima dată când un senator de Iași reușește să ia președinția unui grup parlamentar de inițiativă și unui grup parlamentar de inițiativă extrem de importantă, cel cu Emiratele Arabe Unite. Aș mai menționa ieri extrem de importantă pentru orașul Iași, pentru relația cu investitorii străini, faptul că a reușit să preia organizarea manifestărilor de sprijin pentru poziția 2020 Dubai. Dubaiul pentru cei care ne știu fără îndoială, știu bogăția orașului, puterea economică, centrul de afaceri care reprezintă pentru Orientul Mijlociu. Or faptul că un reprezentant al orașului Iași a fost aici de partea orașului Dubai a contat enorm pentru relația cu investitorii din Emiratele Arabe Unite. Și să spunem, sper în tot sufletul că se vor vedea foarte clar aceste consecințe. Aș mai menționa că iar domnul senator Ionela Grigorei a fost tot mai recent ales în urmă cu două zile și președinte al grupului de inițiativă și prietenie cu cu Laosul, una dintre tigrii asiatici în zona peninsulei Indochina. Cu alte cuvinte, pentru prima oară Iașu se poziționează strategic, asta este foarte bine pentru dumneavoastră, în relația cu mari investitori și cu mari potențialități economice. Asta este foarte bine. Și încă o dată, activități de genul acesta parlamentar extraordinar, precum a avut senatorul Ionela Grigorei, se încep să se găsească. Este un exemplu și de ce țin foarte mult să-l popularizez. Nu numai pentru că este un fiu al dumneavoastră, al orașului Iași și trebuie să zicem așa îmbrățișat și recepționat ca atare și cu mândrie națională și locală, dar trebuie neapărat furnizat ca un exemplu. Pentru că noi am încercat, făcând acest top, alte institute și alte zone certe de cercetare, încearcă să facă astfel de topuri mai precis, ca să arate, așa nu merge. Sau așa? Noi am vrut să facem și un top al, po al punctelor pozitive. Să dăm un model, să dăm un exemplu, să arătăm că se poate și că ei poate să existe o activitate parlamentară, bine gândită o activitate parlamentară, iar eu pot să spun ca om care activez de 15 ani în diplomație, am rămas uimit și încântat de dorința senatorului dumneavoastră, senatorul Renal Grigorei, de a lua contactul cu membrii corpului diplomatic, de a fi prezent cu absolut fără limită. Deci, în mod normal, orice om are 8 ore de program, de muncă. Ei bine, l-am văzut pe domnul senator și la ora 10 și la ora 11 încercând să discute noi 12 să prindă un ambasador, să-i zică, vină la noi, trebuie să investește. Mi-a plăcut această dorință de a, de a pune orașul lui și de a pune zona lui în centru activităților. A fost un lucru foarte rar și foarte plăcut, care m-a impresionat. Am mai dat, am mai avut astfel de, de personaje care, pe urmă, au ajuns bine, pentru că au încercat să construiască ceva. Și tot asta la este partea, un punct pozitiv. Tot la partea de Excuse. puncte pozitive, cine se remarcă din partea deputaților? Din partea de deputaților am avut absolut o prestanță extraordinară de un președinte Valeriu a, a, a Existat și în ultima perioadă anumite, să zicem, probleme de, de discurs ale domniei sale, dar pe activitate internațională. Aș menționa legătura cu Kazakhstanul, expoziția Dubai 2020 55 de ani de relații diplomatice între România și țările Asiei Centrale. Adică niște lucruri care au, costat, au, au contat și au, au reușit să oferă atâta informație despre România, și să dea atâta vizibilitate țării, încât chiar merită, merită apreciat. Sunt niște puncte extraordinare pe care senatorul Ionel Grigorai, deputatul Valerius Gone, au reușit să le marcheze, trăgând după ei tot Parlamentul, pentru că au făcut astfel de manifestări încât au reușit să creeze exact ce, spuneam, cularul acela de entuziasm, de dorință oamenilor să muncească. Pentru că dacă tot timpul stăm și criticăm, parcă n-ai să faci suficient de bine, parcă n-ai atunci îi tai omului pofta. Există în sociologie un veșit experiment unde s-au luat două clase de genii, personalități absolut la fel similare, unor au fost criticați permanent. Nimic din ce faci nu este bine lună de lună nivelul productivității intelectuale a scăzut. Altora li s-a spus chiar și când greșea, tot ce faceți este minunat. Nivelul productivității intelectuale a crescut. Deci haideți să încercăm să fim un pic mai optimiști. Avem lucruri, avem, există cum era, cum spunea cronicarul Miron Costinu, există la Moldova și oameni de care să fim mândri. Există în toată țara aceasta oameni de care să fim mândri. Să știm să-i să prezentăm, să -i știm să-i punem în public, să-i punem în valoare și să-i apreciem. Ca să rămânem în nota aceasta de Vă, optimist. optimist. optimistă. Um... Măcar cu ce, ce ne-ar putea ajuta faptul că suntem atât de prieteni cu lumea arabă, cu țările de acolo? O, oh, Dumnezeule, rezultatele ar Așa putea ca să, să fie Așa să înțelegem enorme. și noi da, nu, pe deci... termen scurt. Uh, bun. În de no, întâlniri, imaginea no, țării. Întâlniri și imaginea țării reprezintă enorm. Trebuie să spunem la bun început, vedem astăzi, dar e suficient să butonăm să ne uităm pe canalele de știri la principalele evoluții și vedem ce înseamnă o, imagine, o țară cu o imagine negativă. Deci, o țară care are o imagine negativă înseamnă risc de securitate, înseamnă oricând posibilitatea de a fi ostracizat, înseamnă fuga investitorilor străini. Deci, o imagine pozitivă de țară, de brand, de ce să cheltuiesc miliarde în alte țări pentru a face o imagine pozitivă. Când noi reușim să facem o imagine aproape fără cheltuieli sau chiar cu zero cheltuieli, reprezintă un punct enorm și absolut câștigat. În al doilea rând, investițiile străine, colaborarea economică. Lumea arabă, în acest moment, este, cum să spun, principalul furnizor de credite, principalul furnizor de investiții de la Europa până în Statele Unite. Dacă America și toată Uniunea Europeană fuge la porțile lumii arabe, aleargă în disperată după contracte, după colaborare, eu zic că nu suntem noi mai inteligenți decât ei și ar trebui să este mergem o neapărat de pe respectivă. strategie de linie avantaj, să înțelegem. Absolut. Deci reprezintă o strategie câștigătoare, prezența economică acolo, investițiile care se pot atrage, turismul care se poate atrage. Nu vă dau decât câte două exemple foarte scurte. Qatarul și Emiratele Arabe Unite, doi poli care cresc extrem de rapid. Investițiile Qatarului în ultimii 10 ani în întreaga Europa s-au cifrat la 300 de miliarde de euro. Investiții direct, achiziții. Deci dacă măcar nu zic 10%, poate e prea optimist, dar din aceste sume s-ar îndreptat și spre țara noastră, imaginea noastră ar fi cu totul altfel și rezultatele noastre economice ar fi cu tot. Deci să încercăm să construim o imagine, cât mai mult, cât mai susținut, cât mai uh, agresiv, este singura cale pentru dezvoltare. Uh, să stăm să ne izolăm, să stăm m să ne plângem de milă. Să stăm să ne E chiar concluzia. Să stăm să ne izolăm, să stăm să ne plângem de milă, să spunem că toate lucrurile sunt negative, este soluția care ne duce la eșec și la dezastru. Să arătăm punctele pozitive, activitatea unor oameni senatorul în elagricoră sau. Deputatul Valeriu Bonea, sunt exact lucrurile care ne trebuie. Am discutat cu domnul Anton Caragea, director al Institutului de Relații Internaționale și Cooperare Economică. Mulțumim pentru prezența. Vă mulțumesc de noastră. suflet, a fost o plăcere. Jurnalul Iahtéve Live a ajuns la final. Sunt Daniela Fronea, vă mulțumim pentru atenție. Weekend liniștit.